investitor. Complexul agrotehnic Agroprofi, localitatea, municipiul Chișinău. Cel mai bun proiect în domeniul energiei geotermale. Investiția 1.696.801 lei. Complexul agrotehnic Agroprofi din Republica Moldova a fost construit în perioada septembrie 2014-decembrie 2015. La construcția complexului au fost implementate cele mai noi tehnologii din domeniul construcțiilor. Complexul dispune și de o pompă geotermală care împreună cu sistemul de ventiloconvectoare și sistemul de partosele asigură atât încălzirea pe timp de iarnă, cât și climatizarea activă și pasivă pe timp de vară. Această iarnă ne-a arătat că folosirea pompelor termale ne permite de a cheltui mult mai puțin bani la întreținerea acestui complex de dacă ar fi încălzit cu gaz natural sau cu alte încălzitoare care folosesc energie electrică. Sistemul instalat a permis economisirea a peste 180.000 de kW pe an la încălzire și circa 78.000 de kW pe an la răcirea încăperilor. Complexul este un proiect unic, atât pentru Republica Moldova, cât și pentru țările Europei de Est. Compania Agroprofi optează la energie sigură, curată și la prețuri accesibile.